Doamnelor și domnilor, în câteva momente urmează piele de găină în platou. Și o să simțiți așa, eu asta am simțit pentru că am auzit-o când repeta. Am simțit cum mi se umple așa capul, nu știu să vă explic. Mi se pare că se produce ceva la nivel, la nivel de trup și spirit în momentul în care cântă Paula Hriscu, pe care o ascultăm chiar acum, pentru că ea a venit să ne încânte și să ne șiholinde puțin în această dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața, Paula! Bine ai venit la noi! Bună dimineața! Bine v-am bine găsit! Bine ai revenit! Bine ai revenit! Aici. Bine v-am regăsit! Am fost gazdele Paulei de mai multe ori și ne bucurăm aici tare mult! Dar eu eram în regie și eram... Da, acolo, înregistrările pentru Paște. Cred că ești artistul preferat al echipei Metropola TV. Iar voi sunteți televiziunea preferată. Ce frumos, uite, curg complimentele. Iar România mântru plaie, ce am cântat mai devreme, o dedic României. Și mai ales că este în premieră la voi aici. Ce frumos, îți mulțumim tare drag, pentru această bucurie și pentru această piesă minunată, care, fără exagerări, vorbește despre exact ce ar trebui să simțim în aceste zile. Exact. Și cumva pe tot parcursul anului, pentru că avem această tendință de a deveni brusc români doar de 1 decembrie și să agățăm stegulețul de mașină, dar în restul anului mai uităm. Mai uităm, da. Așa este. Este un cântec pe care l-am compus de curând. Textul mi l-a făcut Teodora Larisa Petruț. Muzica am făcut-o eu, împreună cu Ovidiu Silaghi, pe parte de studio, aranjament, orchestrație și mai departe. Producător video Nicoleta Ioniță și Radu Mocanu. Am filmat prin munții Rarău, bineînțeles, unde mi-a fost și frig. Bine, asta știți deja, nu știu dacă e. cu toate șosețelele tale de lână, toți a fost frig. Da, mi-a fost, e frig. E dar a meritat, aveți și niște cadre superbe. Mulțumesc foarte mult. A fost frig, nu mi-a fost frig la spate sau așa, mi-a fost frig la față. Chiar mă râdeam cu producătoarea mea pentru că la un moment dat ea a spus, măi, zice, tu nu-ți mai miști buzele. Și am zis, cum? Eu nu mai puteam să... Eram amorțită, efectiv. Nu mai puteam. Da, a fost bine, a fost perfect. Deci, dragile... Lucrurile frumoase ies din greutăți. Dragile noastre românce, pe vremuri îndurau destul de multe când vine vorba de ger. Astăzi, iată, trăim în foarte mult confort, dar ar trebui, cred că, să ne reamintim și de unde am plecat. Și știu că tu ai un har al povestirilor. Ce-ți transmite cel mai intens această dragoste de România? Ce te leagă cel mai tare de țara asta? Suntem o țară atât de frumoasă și avem de toate, în primul rând. Am colindat mult în lumea asta, dar ca și la noi nu există. Avem de toate, avem munte, avem mare, avem tradiție și din punct de vedere muzical, ca și muzică populară, e atât de diversificat și atât de multe obiceiuri și atât de bogați suntem noi ca români, deși uneori... Nu știu de ce nu prea vedem lucrurile astea. Și vedem mai mult părțile rele. Vedem mai mult părțile rele, dar avem o țară frumoasă, plină de cultură, în primul rând. Atât de, vorbim până și de Eminescu, da? Poezia. Creangă. Autori. Sunt niște lucruri care ne reprezintă și ar fi genial să nu uităm de lucrurile astea. Asta ne reprezintă pe noi ca români. Și foarte bine menționești tu, Georgia, nu doar de 1 decembrie. Nu doar de 1 decembrie, bineînțeles. Suntem toți, punem o idee pe noi și suntem români. Dar în cred că profesorii noștri de limba și literatura română și cei de istorie fac o treabă fantastică. Eu am avut norocul să întâlnesc astfel de profesori cu har care țineau să ne povestească despre cât de frumoasă e România, cât de amplă e cultura noastră și cred că încă putem, nu cred că vom fi atât de dezrădăcinați de globalizare, să spunem așa. Exact. Cum e perioada asta pentru tine? Știu că vine o perioadă încărcată, vei dormi, vei avea vreun ficat conectat la alt ficat ca să poți să duci toate evenimentele. Ai o sosie pe care o mai trimis la evenimente? Nu, vai, aș vrea câteodată. O să am o perioadă foarte grea. Cel mai greu o să fie din data de 10 decembrie până în 18. O să fie o perioadă doar pe drumuri. Voi merge în 10 în Londra. Wow. În 11 mă întorc. În 12 voi fi la Petroșani, în 13 la Bacău, în 15 la Fălticeni, în 16 la Călimănești, sau nu-i bine, Vatra Dornei, am greșit, așa, și pe urmă, următoarea zi la Călimănești, în 18 la Iași. Vai, și voi avea câteva două zile libere, pe urmă mă voi duce în 22 la mine în oraș, în Bradu, județul Hunedoara, și pe urmă în 24 ajunul îl vom face la Ghici, București. Vai de o să vin în București să vă colind de aici. Cum s-ar spune în termen de WhatsApp, ficatul a părăsit conversația. Exact. Ficatul de-a
de ce? Exact. Da. Mie cel mai teamă mie pentru tine nu de distanța Londra-România, ci de distanța voastră a Dornei Călimănești. Acolo mi se oprește creierul în loc. Nu-mi imaginez ce o să fie pentru tine. Sper că-ți place să citești, că ai un șofer destoinic. Citesc, repet, repet, o să-l nebunesc pe șofer. Dacă... Asta este. Da, e frumos. E o oboseală pe care o consider frumoasă și mă bucur de ea. Îmi place. Cred că te și încarcă perioada asta de sărbători. Foarte tare, foarte tare. De curând am avut un concert la Arad, unde a venit o grămadă de lume și nu m-am așteptat să fie atât de mult, adică peste capacitatea locurilor. A fost superb și mă bucur că oamenii mă primesc cu atâta căldură și energie și mă încarc cu atâta energie și ofer la fel la rândul meu. Tu de unde te încarci cu energie după o perioadă așa mai epuizantă, să spunem? Mie mi se pare că ai o conexiune foarte bună cu natura, cu munții. Ți-e place să mergi la munte, să stai în natură, da, și să admiri peisajul, da, să doar sunet de frunze și atât? Da, să singură și fără nimic. Da, îmi place tare mult. Și pentru că acum nici nu mai prea am timp să merg cumva la munte, că e și perioada aglomerată pentru noi concertele, sincer mă mai relaxez la sală, la sală. Am văzut pe pagina ta de Instagram, da, că e ceva, când am pauză, e o teroare, da, cu sala, când vine vorba de Paula Hriscu. Într-adevăr, ești un model din multe puncte de vedere și i-aș invita pe cei de acasă să intre acum pe Instagram, să te caute, să-ți dea follow, pentru că știu că ai avut o problemă cu contul, care adunase foarte mulți urmăritori și o comunitate frumoasă. Un cont am avut și eu. Unu. De ce? Așa a fost să fie. Poate totuși există un bine undeva, nu știu. S-a mai făcut poate există vreo selecție, dar invită pe cei de acasă, pe cei care n-au aflat că, da, ți-a fost secuit contul, din câte am înțeles, să revină și să-ți dea Paula Hriscu pe Instagram, simplu, acolo sunt. Da. M-am speriat că știam că te urmăresc și după aceea, când am văzut că mi-ai dat follow, am zis, și s-a întâmplat. Este un cont de prieteni, sunt atât de bună prietenă cu Paula. M-am simțit bine pentru o secundă. Nu mi-a căzut tocmai bine. Și toată lumea știe, mai ales dacă ești și persoană publică și așa, e destul de greu să te ridici. Și am avut 32.000 de urmăritori. Au fost ceva pentru mine, dar nimic. Acum am 3.000. Strângem rândurile. Urcăm, bine. Urcăm din nou. O luăm de la capă, nu e problemă. Iar legat de sport și de tot ceea ce fac, e greu și asta. Pentru că de multe ori merg și cu caserola după mine. Deci îmi fac de mâncare și conduc cu ea după mine și mănânc pe mașină când pot. Și dacă nu mai rap și foame ca să nu mănânc prostii, nu e bine asta. Depinde ce-ți dorești. Ce nu mănânci? Ce nu mănânci niciodată? Pe ce nu vrei tu să pui gura vreodată? Dulce? Pe tot ce este bun nu mănânc. De sărbători. La masa aia încărcată. Nu, că la sărbători există derogare. Nu e așa? Ce fac acolo? Stau și mă uit și admir. Eu gătesc de sărbători, clar, dacă reușesc. Acum nu o să reușesc să gătesc. Dar, de exemplu, salata de beef, care a fost preferata mea întotdeauna, eu o mănânc, dar fără maioneză. O mănânci așa, crudă, legumele fierte și... Legumele fierte, punem un pic de sare, un pic de zeamă de lămâie și este perfect. Vai. Da, și mă abțin, adică nu, mănânc carne cu salată. La cum te știu de pe Instagram, cred că tu gândești mâncarea puțin în alt termen. Vezi o farfurie cu 5 sarmale, zici 483 de abdomene. Nu le zici 5 sarmale. Da, ai dreptate, dar nu mă gândesc așa, mă gândesc cât cardio trebuie să fac eu pentru... Uite, asta e un domeniu care pe mine mă depășește cardio, așa că eu zic să ne liniștim puțin. Repet, fiecare cum își dorește și fiecare abordează stilul după cum îi cade bine. Așa eu așa îmi place, așa mă simt bine. Dacă, asta sunt eu. Dacă ne căutăm o viață agitată, intrăm pe contul tău de Instagram. Dacă vrem liniște, te ascultăm în cele ce urmează, pentru că înțeleg că ne colinzi mai departe. Și ascultăm, poate după un an distanță, poate chiar mai mulți, afară ninge liniștit. N-am mai auzit melodia asta de mult timp și abia aștept să o aud în interpretarea ta. Cu drag! De mult uitarăm joc.
făcut. În casă patul e făcut, dar cine să se culce? Când mama spune de Iisus, cu glasul ei cel dulce. Cum s-a născut Iisus în fân, în ieselea ei săracă, iar voi peste el sufla căldură ca să-i facă. Și-au mai venit la el apoi păstorii de la stână și îngerii cântau în cor cu flori de crin în mână. Îngerii cântau în cor cu flori de crin în mână. Mulțumim, Paula, ești Paula, absolut minunată. Dacă e asta... magică acest, e magic acest coro, îl ador din tot sufletul meu și sper că și cei de acasă le-a plăcut. Cu siguranță și în ceata de îngeri care cântă în cor, cu siguranță îți găsești un loc bine meritat. Deci dacă piesa asta nu te bagă în spiritul sărbătorilor, da, care piesă ar putea să te bage? Poate următoarea. 100% sunt sigur. Mi se pare că ești un invitat atât de suculent și cred că am putea să stăm o oră împreună fără să ne plictisim. Pe putem, ia, aduceți un scaun. Un scaun și să rămânem aici la finalul emisiunii. Îmi place că ești foarte autentică și nu există pic de prefăcătorie. Ești așa cum te vedem aici, ești așa când se oprește camera, ești pur și simplu sinceră, onestă față de ascultătorii tăi și știu exact pe ce melodii voi împodobi anul acesta Bradul. Cred că Hrușca are o mare competiție de acum înainte. Sorry, bro! În curând, pe data de 6 decembrie, de Moș Nicolae, o să lansez un cântec de Crăciun nou. Și așa este că ne faci o mare bucurie în dimineața asta, ne cânti și nouă puțin. Așa umblă vorba, așa umblă vorba, nu știu. Ce iese la... Multă publicitate, promitem că punem pe toate conturile pe TikTok și încercăm să facem viral acest cântec înainte să fie lansat. Hai să încercăm, să vedem. Se numește Iisus în casa noastră. Nu știu dacă este pornit, o să... Eu zic că este pornit, ia să vedem dacă ne confirmă colegii noștri. Probă, da. Probă. Probă, probă. Aha. Perfect. În anul ăsta de Crăciun să nu mai colindăm prin ger, să-L așteptăm pe Domnul bun în casa noastră, leruile. Do
foamele. Mulțumim tare mult! Suntem cumva fără reacție. Eu mă abțin doar pentru că îi respect Elenei, colega noastră de la Machiaj Munca din această dimineață. Cred că am avut reacții diferite de mie în continuare. Mi se umple capul de... Nu știu să-ți explic. Mulțumesc ce efect suflet are vibrația vocii tale. Este foarte sensibil acest colind și pentru mine și am avut mari emoții. Colindul a fost scris de mama mea, iar eu am făcut muzica, am pus melodie pe aceste versuri minunate. Și da, anul ăsta de Crăciun să-l așteptăm pe Dumnezeu în casa noastră, să nu-l mai căutăm niciunde. El este oricum în casa noastră, tot timpul. Într-adevăr, cred că sărbătoarea în sine vorbește foarte mult despre suflet, dincolo de goana noastră după cadouri, după impresii. Cred că cel mai frumos moment e cel pe care îl petreci alături de cei dragi. Exact. Cu familia în ziua de Crăciun. Cu familia în ziua de Crăciun, să cânți și să te bucuri. Iar ar fi bine să ne bucurăm în fiecare zi de cei dragi nouă, pentru că se întâmplă la un moment dat să nu mai poți să te bucuri. Siguranță, la un moment dat. Uite, vorbeam și despre recunoștință și despre România pe care o uităm și o neglijăm în restul anului. Cumva poate că recunoștința ar fi puntea care să ne lege și de divinitate și de ce avem noi nevoie să simțim la nivel sufletesc. Îți mulțumim, exact. Paula, pentru emoție. Eu mulțumesc și încă o dată la mulți ani și vouă și la mulți ani România, mândru plai. La mulți ani tuturor. Doamne, te mai ajută. Așteptăm. Te așteptăm cu drag. Mare, mare drag. Cu drag. Și în cele ce urmează facem și o vizită la guvern, pentru că iată, se deschide o dezbatere în ceea ce privește violența domestică. Și din mediul rural sunt jumătate-jumătate, deci nu putem spune că violențele sunt doar la sate și nu în orașe. Ele se distribuie, din păcate, aș putea spune jumătate-jumătate. Avem un număr de telefon urgent la care pot apela atât femeile agresate, cât și familia sau cunoștințele care au informații despre un astfel de caz și așa pot să fie salvate vieți. 0800-500-333 este un număr pe care mi-aș dori să-l rețină cât mai multe persoane și în momentul în care află despre o femeie care este victima violenței în familie sau în societate sau hărțuită la locul de muncă, să sune, să apeleze la specialiștii noștri și cu siguranță noi vom lua atitudine împreună cu instituțiile statului cu care colaborăm. Dacă s-ar fi dat aceste telefoane, nu am mai fi avut atât de multe femei în România care să moară din cauza bătăilor crunte. Anul trecut 69, anul acesta în jur de 50. Nu se poate accepta așa ceva. Trebuie să luăm cu toții atitudine, iar faptul că în această perioadă, până pe 10 decembrie, marcăm lupta împotriva violenței asupra femeilor, este de asemenea un simbol pe care vrem să-l transmitem întreaga țară, pe 10 decembrie fiind Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Într-adevăr, s-au făcut pași, s-au emis peste 15.000 de ordine de protecție, dar să știți că unele sunt încălcate. De aceea, atitudinea noastră trebuie să fie una fermă. M-aș referi de asemenea și la faptul că Ministerul Familiei, prin ANES, prin specialiștii pe care îi avem, colegii noștri, am finalizat ghidul împotriva hărțuirii femeilor la locul de muncă. Consider că acest ghid este de ajutor angajatorilor de la stat și din mediul privat, în primul rând pentru a realiza prevenție și în al doilea rând pentru a ști cum să reacționeze atunci când există un astfel de caz. Aș vrea de asemenea să vă aduc la cunoștință faptul că am transmis în Parlament inițiativa legislativă prin care va exista obligativitatea legală ca în Consiliile de Administrație ale întreprinderilor de stat de 5 membri să fie măcar o doamnă, iar în cele dimensionate cu 7 membri să existe măcar 2 doamne. Este un pas important. Sunt cele mai multe Consilii de Administrație ale întreprinderilor de stat care nu conțin nicio femeie. Este absurd. În 2022, trecem în câteva zile în 2023, să considerăm că femeile nu au CV-ul potrivit, nu au pregătirea academică și experiența practică potrivite pentru a lua decizii economice importante ale țării.
Poate că și această criză energetică pe care trebuie să o suportăm ar fi fost trecută mai ușor dacă în consiliile de administrație ale societăților de stat ar fi fost mai multe femei sau măcar o femeie într-un CA de 5 și două femei într-un CA de 7 persoane. De asemenea, cotele de gen le-am introdus în acest proiect legislativ și pentru alegerile locale, consiliile locale județene și Consiliul General al Municipiului București, 30% considerăm că este un procent european, nu este exagerat. Normal ar fi trebuit să propunem direct 40%, dar văzând că blocajele sunt atât de mari și reținerile în a promova femeile sunt încă persistente în societatea noastră, am spus să începem cu 30% și poate într-un an, doi ani vom putea să ajungem și noi la 40%. Sunt foarte des întrebată în legătură cu un subiect pe care mi-aș dori să-l dezbatem la întâlnirea de astăzi, care este opinia mea ca mamă, ca părinte, ca senator, ca ministru și opinia colegelor mele de la ANES în legătură cu certificatele de virginitate care sunt solicitate încă în acest moment pentru adolescente din România. Un barbarism crunt. Consider că acest lucru nu ar trebui să se mai întâmple. Am avut mai multe întâlniri cu asociații și organizații care militează pentru drepturile fetelor, adolescentelor, tinerilor, femeilor. Ați fost și dumneavoastră unii dintre participanții de astăzi. Am avut de asemenea întâlnire cu conducerea IML. Ce s-a întâmplat pe urmă? Deși s-a anunțat public că nu se vor mai elibera la cerere astfel de documente medicale, în ghilimele aș putea spune, totuși procedura s-a reluat la anumite insistențe. Nu este responsabilitatea Ministerului Familiei, dar eu trag un semnal de alarmă. Câtă vreme vom considera că o tânără care nu are încă 18 ani, care nu și-a încheiat studiile, poate fi o marfă, poate fi vândută de către părinți și nu doar în anumite comunități, înseamnă că acceptăm cu toții că este normal ca fetele să abandoneze școala, că este normal să avem din ce în ce mai multe mame minore, unde, din păcate, suntem pe locuri fruntașe, la așa nu, în ceea ce privește acest fenomen al mamelor minore, al mamelor adolescente. Ne dorim cu toții creșterea natalității, dar o natalitate sănătoasă, o natalitate din partea unor femei care decid pentru propria persoană, care își încheie studiile sau învață o meserie. Nu a spus nimeni că trebuie să avem cu toții facultate și doctorat, dar fiecare după posibilitățile sale. Dacă nu reușește să urmeze toate studiile până la universitate, master și mai departe, atunci măcar să învețe o meserie și să învețe ce înseamnă viața. Este foarte important și de aceea alături de dumneavoastră militez pentru această conștientizare. Să nu mai acceptăm ca în România fetițele să fie marfă de schimb, marfă de tranzacționare. Să se poată face aceste lucruri și prin prisma acestor certificate de virginitate solicitate, consider eu, în mod barbar de către părinți. Pentru a crește suma, pentru a negocia, firește. De asemenea, primim foarte multe întrebări la Ministerul Familiei legate de o altă temă sensibilă, interzicerea avorturilor. Am spus-o și atunci când am fost audiată acum un an de zile la comisiile de specialitate din Parlament și repet și acum cu toată tăria, și ca femeie, și ca mamă, și ca ministru. Sub nicio formă nu voi fi de acord cu cei care vor să impună femeilor ceva anume, printr-o lege, printr-o reglementare, prin prerogative. Femeile au drepturile lor ca orice cetățean al lumii și acestea trebuie să fie respectate. Nu putem să obligăm o femeie să nască un copil care o sarcină nedorită, o sarcină din greșeală, din întâmplare, din lipsă de informare și noi să aruncăm întreaga societate toată vina asupra acelei tinere. Bărbatul să nu mai aibă nicio vină, familia că nu a educat-o să nu aibă nicio vină, școala care s-a implicat cât s-a putut, cât a permis legea să nu aibă nicio vină, absolut toată răspunderea și, până la urmă, toată atitudinea societății față de acea tânără să o pună la zidul infamiei. Niciodată nu voi accepta așa ceva, prin urmare, nu sunt de acord cu cei care
propovăduiesc aceste mesaje și anume că în România, așa cum s-a întâmplat, nu știu unde, știm unde, dar nu mai numim, s-au interzis avorturile în scopul creșterii natalității. Îmi doresc foarte mult și avem programe la Ministerul Familiei și la Guvern pentru creșterea natalității, dar nu de această manieră retrogradă, o manieră barbară și care nu este specifică secolului pe care îl trăim. Sunt pentru educație pentru viață, educație pentru sănătate, informarea tinerilor femei în legătură cu bolile cu transmitere sexuală, cu apariția unor sarcini nedorite, informarea lor, ajutorarea lor, discuții, de asemenea consilierea lor, dar sub nicio formă obligarea de a face ceva cu viața și corpul lor doar pentru că așa s-a reglementat printr-o lege care oricum ar semăna cu una de acum mai mult de 30 de ani. Nu ne mai întoarcem în trecut. Asta ar fi chiar o crimă asupra femeilor și au murit atât de multe românce și au rămas copii cu probleme de sănătate în urma unor proceduri empirice de a scăpa de o sarcină, încât nu vrem să ne mai întoarcem la acea situație. Am spus nu unui capitol, ar fi rușinos pentru noi toți ca societate să mai putem permite un astfel de proiect de lege să pătrundă undeva în Parlament sau pe la Guvern. Mi-aș dori foarte mult ca în cadrul acestei întâlniri, atât eu cât și colegele de la ANES, să adunăm din partea dumneavoastră idei, propuneri pentru activitatea noastră viitoare. S-au făcut destule și în acest an, dar ne dorim ca anul viitor să fim și mai prolifici din acest punct de vedere, iar organizațiile, asociațiile și fundațiile care militează pentru drepturile femeilor sunt cele mai importante pentru noi, deoarece aveți informațiile de la sursă și nu doar din București, ci din întreaga țară și sunteți pentru noi o sursă de inspirație. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și rămânem în continuare în legătură și vă prețuiesc pe fiecare în parte și împreună. Doamnelor și domnilor, iată aceste declarații extrem de importante pentru opinia publică din România. Într-adevăr, avem nevoie să subiecte se schimbe sensibile, ceva. Cu siguranță subiecte sensibile sunt abordate la această dezbatere. Le lăsăm cumva să se desfășoare în spațiul public. Noi schimbăm puțin ritmul cu care v-am obișnuit în dimineața asta. Trecem de la folclor la muzică ușoară, chiar jazz, aș putea să spun, în interpretarea Laurei Ion, melodia Dor de viață. Aplauze și felicitări! Bună dimineața! Într-adevăr, uite și... Bună dimineața! Și bine v-am găsit! Bine te-am găsit și noi și colegii noștri au reacționat pozitiv. Mie mi s-a părut că a venit Mariah Carey în platoul matinalului. Doamne, ce note! Da, ce note! Într-adevăr, și felicitări! Și eu mă apuc muzică! Da, s-a mai făcut această asemănare cu Mariah Carey. Dar nu doar ca și voce, ci ca aspect. Aspect, da, și mie mi s-a părut. Acum, Valentin, nu e așa că îți pare rău că înainte să cânte Laura ai cântat și tu? Nu este adevărat. Nu-ți e un pic rușine? Ce nu e pe post, nu există. Da, da. Neg absolut orice acuzație. Da, niciodată nu vreau să-l determin să cânte live ca să facem un bine tuturor celor care ne urmăresc dimineața. Poate de Revelion. Uite, poate. Să știi că și mie mi-ar fi un pic rușinică să cânt în platou cu Laura alături. E greu. E foarte greu să ai un astfel de artist alături de tine și să mai vrei să faci și tu ceva și să-ți arăți talentul. Când ai început să cânti? Sunt tare curioasă. Asta mă să întreb și eu. De cât am început să cânte la vârsta de 12 ani. Bine, prima oară începusem cu cântatul la pian, la orgă, început să fac cursuri la pian și atunci am vrut să încep să cânt și cu vocea, pentru că am vrut să mă acompaniez la pian și cântând și cu vocea. Pentru a fi mult mai completă, ca să spun așa. Mi se pare fascinant. Cum ți-ai dat tu seama că muzica e pentru tine? Păi pentru că nu mai e niciun dubiu. Muzica chiar înainte de 12 ani mi-a plăcut. Muzica mi-a plăcut de când eram mică, adică de când eram la grădiniță și cântam pe scările școlii cu colegele mele. Adică mereu muzica a fost parte din viața ta. A fost cumva, parte nu? Din viața mea. Adică a fost. Și colegele, la, nu știu, când erai poate grăiță, acum se uitau la tine. Da, tu ai ceva! Tu nu știu dacă știi, tu nu ești dar anumit. Tu ai ceva! Da, da, știu, dar ele de obicei erau un pic răutăcioase cu mine. Ei, probabil cam erau geloase. Cam așa este. Cu siguranță erau geloase, pot să-ți garantez treaba asta. Aș vrea să-mi spui ce
planifici pentru tine din perspectiva muzicii? Ce urmează acum, după această perioadă? Înțeleg, destul de încărcată pentru tine. Da, în perioada ce urmează o să vreau să încep să-mi scot piesele mele. Am început să compun recent. Foarte tare, felicitări! Nu doar să compun, ci să și scriu. Și da, sper ca în viitorul apropiat să scot o piesă. Să scot o piesă cu tot cu videoclip și sper să prindă. Să... Noi, în perioada următoare să până la finalul anului? Până la finalul anului, nu. Nu. Dar aș uite, vrea după sărbători. Până la finalul întâlnirii noastre de astăzi, aș vrea să te mai ascult o dată, pentru că, sincer, dacă ai scoate un album, l-aș cumpăra. Asta, ca să știi. Da? Deja că te bate gândul, ai primul cumpărător aici de album. Să știi că mă bucură foarte mult chestia asta. Te așteptăm să ne cânți în dimineața asta, dacă acum ne-ai dat energie cu dor de viață. Să ne cânți și să ne încânți. Să ne încânți, da. Exact. Acum mergem în altă zonă puțin, da, așa? Da, mergem în altă zonă. Am vrut să readuc totuși muzica aceasta veche românească, pentru că eu sunt de părere că încă trebuie să mai rămână în viață, să mai rămână prezentă chiar și acum, în 2022. În 2022, când mai degrabă admirăm pe Riana decât pe Aura Uriceanu, da, dar uite că putem să le admirăm pe amândouă. Melodii, da, dar sunt niște melodii foarte frumoase și nu trebuie să fie uitate. Într-adevăr, acum știu că urmează Love on the Brain, s-ar putea să plângem puțin, dar te invităm să ne cânti și cu emoțiile ne descurcăm noi, vedem ce faci. Scena ta. Mulțumesc! To get close to you, can we burn something? Yeah, and I'll offer more just to get a taste.
Fantastic, îți mulțumim super moment, tare super mult, moment. Laura. Într-adevăr, meriți toate aplauzele și vreau să-ți mulg o promisiune înainte să ne luăm la revedere. Mai vii pe la noi? Normal, mi-a plăcut foarte mult. Stă de treabă, părem de treabă, nu-i așa? Da, deci e un vibe atât de bun la voi în emisiune și aici, mulțumim. În platou, îmi place maxim. Îți mulțumim, te așteptăm cu dragă să revii și să mulțumim că ne-ai încântat în dimineața asta. Asta e o săptămână minunată și să ne revedem cu bine. Mulțumesc frumos, la fel. Mulțumim tare mult. Și pentru că avem parte de muzică în această dimineață, eu zic să continuăm cu aceeași energie frumoasă. O ținem tot pe muzică? Tot pe muzică și bun. Vreau să ne bucurăm pentru prietena noastră dragă și bună, Rona Riva, care astăzi vine la noi cu o nouă melodie, La La Love. Bună dimineața, bună dimineața, Rona, bine ai revenit. Bine v-am găsit. Nu știu dacă ai intenționat, lasă-mă un pic. Am o observație de făcut în acest clip, nu știu dacă ai intenționat să te joci cu culorile fix în stilul steagului național. Roșu, galben și albastru. Uite că nu m-am gândit. Eu asta am sesizat, ai cadrele așa colorate. Că ai observat, da. Uite, galbenul. Galben, roșu și da, vin și albastru. Nu? Așa e, da. Câte locuri ai filmat? Sunt atât de multe cadre și atât de diferite. Așa pare, dar am filmat într-un singur loc, într-un singur studio, da. Poate. Dar imaginația... Mă rog, imaginile pe care le vedeți cu cei doi îndrăgostiți sunt filmate separat, dar eu personal am filmat doar într-un singur studio. Da, e spectaculos ce a reușit să facă. Mulțumesc, da, e foarte talentat, filmul Mândroc, cu el colaborez de mulți ani și da, e ce trebuie. Ce faci tu, cum ești? Când mă uit la tine, uit că ești mămică. Câteodată mă uit așa și zic, ce mănâncă, ce face, cum se menține atât de mică. Da, deci ce mănânci, ce faci, cum te menții așa? Sunt mămică, da, non-stop și chiar e cu mine aici, dar mă așteaptă în sala de protocol. Da, mănânc, sunt vegetariană de la 16 ani, cred deci că... poate și asta să fie o parte din răspuns. Este posibil, mea. Da? Pentru că sport n-am mai făcut în ultima perioadă, doar ce fac cu cea mică. Bine, bănuiesc că bagi genuflexiuni, ridicări, da, brațe, tot. Involuntar, da. Și mai fac un masaj cu bambus din când în când. Dar... funcționează? Da, la mine a avut efect. Din punct de vedere al celulitei care a dispărut, da. Dar revine. E bine, deci eu revine, dacă nu te ții, revine. Cum a naștere piesa asta pentru tine? Piesa aceasta am făcut-o în colaborare cu doi băieți foarte talentați, cu Alexandru Angel și Vlad Andrinoiu. Ei mi-au prezentat piesa și din momentul în care am ascultat această piesă și mi s-a părut foarte tare, am început o colaborare de lungă durată cu ei. Avem un nou single pregătit pentru luna februarie. Oho. Da, și multe alte piese care vor urma. Am ascultat această piesă, am simțit că e pentru mine, am mai schimbat și eu niște lucruri la ea, niște chestiuni acolo. Și a ieșit această piesă, da, La La Love, care e lansată de 48 de ore și are deja succes în Polonia. Foarte pentru că pe Spotify a fost preluată de foarte multe playliste din Polonia și ascultătorii majoritari sunt de acolo, da. Foarte tare. Înseamnă super. Că s-ar putea să cânti în Polonia de sărbători, zic și eu, arunc nu așa sunt șanse să o săgeată în univers. Poate sărbătorile de anul viitor. Și până în februarie, când lansezi următoarea piesă, ce faci? Ți-o pauză? Nu, nu voi lansa în fiecare lună câte ceva. În luna decembrie avem un remake al piesei Follow, pe care am cântat-o aici, mm-hmm. Dar e un remake cu un alt videoclip. În luna ianuarie vom lansa un remix la piesa La La Love. În februarie un nou single și încercăm să fim constanți, să lansăm în fiecare lună câte ceva. Nu să nu uite lumea de voi. Da, să menținem algoritmul Spotify-ului și al YouTube-ului. Și asta e adevărat, da. Nu devine obositor la un moment dat? Ți-ai plănuit totuși o vacanță? Știu că voi mai fugiți, da. Așa, ca familie, din când în când. Da, ne-am plănuit o vacanță, plecăm în Tenerife. Foarte frumos. De sărbători, la da. Căldură. De ce să stăm iarna la exact. Frig? Pe frig oricum e acasă. Deci să mergem la căldură, domne. Și cum susțin, vechi, susțin total. Cu câte bagaje veți călători? Sau ați mai scăpat de beroane? Am mai scăpat de câteva da? Lucruri, da, gen sterilizator sau... Deci mai luăm pentru mai copil, light, da. Acum avem... Oricum, pentru două săptămâni cât vom sta acolo, ne luăm. Ok, deci ne luăm. Lita mai bagaj. Wow, sau săptămâni. Bagaje. Da, vrem să prindem toată perioada Crăciunului cu Revelion și ce frumos. Prima parte a lunii ianuarie, care este foarte boring aici. Da, într-adevăr, nu prea se întâmplă exact, lucruri. Da. V-ați gândit foarte, foarte bine și felicitări pentru treaba asta. Poate cine știe, inspirați și pe cei de acasă. Inspirăm ascultătorii și telespectatorii, da. Dacă ai spus că e un program atât de încărcat, te așteptăm să vii și la noi.
clar, clar, toate aceste single-uri pe care urmează să le lansezi plus remix-uri. Bineînțeles, nu intrăm în vacanța ta în Tenerife, dar înainte de așteptăm cu mare drag și după. Venim și în decembrie atunci. Și ianuarie să ne povestești cum a fost în ianuarie, da, exact. Să ne povestești și să fim așa bucuroși pentru tine, triși pentru noi, că o să fim aici la Răcorică. Îți mulțumim că astăzi ai fost alături de noi și să ai o săptămână minunată. Mulțumim. La fel. Uite, dragă Georgia, ce bine am început noi săptămâna. Foarte culmea, bine. Când dormeam bine noaptea, aveam zile de luni mult, mult mai grele după weekend. A, deci am dormit... nu trebuie să dormi ca să ne iasă nou un super matinal. Am dormit 2 ore, sunt fresh, în continuare o ținem pe energie. Am dormit 8 ore, n-am fost foarte fresh, dar m-au energizat cu siguranță invitații noștri și vă așteptăm și mâine tot cu energie frumoasă, informație de calitate. De la ora 10, tot cu noi, ne vedem acolo. Ciao. Pupici tuturor!